Reprezentanții Direcției pentru Protecție Socială susțin că peste 1000 de beneficiari ai ajutoarelor alimentare nu vin să le ridice din cauza rușinii. Cred că sunt persoane cărora le e rușine să vină să le ia. Programul PEAD pe 2011 ține până la 31 martie și mai așteptăm să vină până la data respectivă. Apoi, dacă nu vin, alimentele se redistribuie la cei care au nevoie. Deși unii nu vin să-și ridice ajutoarele de la Uniunea Europeană, pentru alții mălaiul, făina, orezul și biscuiții reprezintă o sursă de trai pentru o bună bucată de timp. După ce termină proviziile, vin și mai cer. Panul ăsta nu se mai dă, doamnă! Panul ăsta nu se mai dă! Și ați avea nevoie, nu aveți cu ce să vă... Păi n-am cu ce să trăiesc, mumă, sunt văduvă, mumă. Peste 1000 de beneficiari sunt așteptați până la 31 martie să-și ridice pachetele alimentare ce conțin orez, făină, zahăr, mălai și biscuiți.